Și Psalmul 115 cu versetul 15 spune: Fiți binecuvântați de Domnul, care a făcut cerurile și pământ. Și noi suntem binecuvântați de Domnul, nu? Ce ziceți? Este cineva care nu este binecuvântat de Domnul? Poți să ridice mâna sus să spună: pe mine nu m-a binecuvântat. Nici pâine, nici apă, nici nimic nu mi-a dat, nici sănătate, nici nimic. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Citește cartea lui Habacuc și ai să vezi ce spune Habacuc. Că nici dacă, și dacă n-ar mai fi așa, și așa, și așa, eu tot voi rămânea credincios lui Dumnezeu. De aceea consider că dimineața aceasta suntem binecuvântați de Domnul. Suntem aici, în casa de rugăciune, am vorbit aseară cu fratele Iosif, este bolnav. Și să știți că ca să fii bolnav, nu trebuie să dea trenul peste tine. Nu trebuie să dea trenul peste tine. De multe ori ignorăm o gripă, ignorăm o răceală, dar să știți că în Franța 60.000 de oameni mor în fiecare an din cauza gripei. Din cauza gripei. Trece în alte complicații și lucrurile se schimbă. De aceea să nu ignorăm nicio încercare și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne scoată din toate acestea. Ne rugăm lui Dumnezeu duminica ca Dumnezeu să ne păzească, să ne ocrotească în săptămâna în care am intrat. M-a sunat ieri soția fratelui Sorin Drutu și a spus: frate Mircea, rugați-vă pentru Sorin. Mergea liniștit pe autorută și cineva care a dormit la volan a intrat în el și praful a făcut mașina și s-a lovit rău la cap. Vedeți, fraților, este o har și o binecuvântare să fim în casa Domnului? Păi este? Este. De aceea aș vrea să fim mulțumitori și să fim recunoscători. Că numai prin harul și prin binecuvântarea Domnului avem toate lucrurile și le primim toate lucrurile. Aș vrea că în această dimineață, dragii mei frați și surori, să vorbim despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Bineînțeles, atunci când asculți cuvântul lui Dumnezeu și când te aliniezi cu cuvântul lui Dumnezeu, nu când îți intră printr-o ureche, iasă prin cealaltă și moda nouă spune că, de fapt, nici nu mai intră, că trece pe lângă. În generația mea spunea de multe ori taică meu, măi, a spus la Mircea să facă cu tare lucru, eu intră pe ureche și eu ieși pe cealaltă. Și nu m-a făcut deloc. Și cineva mă rectifica și spune: frate Mircea, în vremea nouă și în vremurile în care trăim, nu se mai pune problema așa, că nu mai intră deloc. Păi, dar am zis, dar cum să face? Cum nu mai... Deci acum trece pe lângă. Nu mai intră deloc. Aș vrea să vă spun ceva. Cuvântul lui Dumnezeu are putere. Are putere. Și prima putere care o are cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, știți care este? Nu cea care este vizibilă cu ochii de carne. Este puterea de a transforma inimile oamenilor. Dintr-un om de nimic, dintr-un tâlhar, dintr-un hoț, dintr-un bețiv, dintr-un om care își neglija familia, face Dumnezeu un fiu al împărăției lui Dumnezeu și îl numește Fiul Lui. Cuvântul lui Dumnezeu, și dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu, veți vedea, pentru că în această zi aș vrea să vorbesc ce-a făcut cuvântul lui Dumnezeu în viața unui om. O minune mare. O minune mare. Și vedem în toată viața Domnului Iisus Hristos, când și-a început lucrarea, Domnul Iisus Hristos a fost bine cunoscut de oameni. Știți de ce? Pentru că făcea minuni. Și erau oamenii foarte curioși, unii dintre ei, să vadă minunile care le făcea Domnul Iisus Hristos. Parții oarecum o stârnit o gelozie în ei. O stârnit o gelozie în ei. Și m-am întrebat de multe ori atunci când Petru s-a urcat la templu să se roage. Și era acolo omul acela olog. Oare era numai de 2-3 zile acolo omul acela olog? Păi era de multă vreme acolo. Cine știe, poate un bătrânit acolo la ușa templului. Sau la intrare acolo. Și totuși nimeni nu s-a apropiat de el, nimeni nu i-a făcut niciun bine, i-a aruncat niște bănuți să trăiască de azi pe mâine, până s-a întâlnit cu cine? Nu neapărat cu Petru și cu Ioan, până s-a întâlnit cu Hristos și cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci s-a produs minunea.
Cuvântul lui Dumnezeu, găsim în cuvântul lui Dumnezeu că minunea, de fapt, dacă tragem o concluzie, ce este minunea? Dacă v-aș întreba pe dumneavoastră ce este o minune, cuvântul minune sau termenul minune care îl folosim pentru dumneavoastră, ce este? Ce este? Să te duci la magazin ca să-ți cumperi mâncare, pâine, să te duci la muncă, ți se pare normal, nu? Zice și vecinul de lângă mine și colegul fac același lucru. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut minuni de la început. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 65, în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul nostru, dragii mei, este un Dumnezeu al minunilor. Psalmul 65, versetul 5. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Iată că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Știți cum este minunea aceasta? Acolo unde oamenii nu mai pot să facă nimic, acolo unde după logica oamenilor și de atunci și de acum, din vremurile noastre, lucrurile ar trebui să ia direcția aceasta, dar de fapt ia direcția aceasta. Și mi-aduc aminte și n-ar vrea să obosesc pe cineva, dar consider că este o datoria mea să proclam puterea lui Dumnezeu care am văzut-o și am simțit-o eu personal. N-am citit-o într-o carte, n-am auzit-o de la cineva, am văzut-o eu personal și am trăit-o la noi în familie. Când doctorul l-a trimis pe taică meu acasă și a spus, du-te acasă! Du-te acasă! Și l-am adus acasă, culcat. Că vei muri și nu vei mai trăi. Și minunea lui Dumnezeu, după statisticile oamenilor de atunci și acum, trebuia de mult să fie mort. Foarte interesant că anul ce vine, dacă Dumnezeu îmi dă viață, o să aibă 84 de ani. A murit doctorul, a luat fiului locul și taică-mă merge acum și-l vrea de pe fiul lui. Că doctorul de fapt a murit la spitalul CFR-ului din Cluj. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune de niște minuni care Dumnezeu le-a făcut cu poporul lui Israel înainte să intre și după ce a venit în țara Canaan. Dar vreau să vă aduc aminte de una care nu de mult s-a citit. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Gedeon că s-a pregătit să se ducă la luptă unul cu Madian. Unul din popoarele care spune cuvântul lui Dumnezeu, știți când era de mare ăsta? Madian ăsta. A adunat alți împărați cu el și alți conducători și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Judecătorilor, capitolul 7, începând cu versetul 12, Madian, Amalec și toți fiii răsăritului erau răspândiți în val, ca o mulțime de lăcuste, și cămilele lor erau fără număr ca nisipul de pe marginea mării. Păi și-a nu i-a numărat nimeni. Dar erau mulți. Știți cum erau cămilele în vremea aceea? Cum erau considerate cămilele ca și unelte de război? Oarecum, cum ar fi acum poate tancuri? Pentru că evreii n-aveau în armata lor cămile. Deci erau avantajați. Și poporul lui Dumnezeu și Gedeon, știți cu cât s-a dus la luptă să se bată împotriva acestor oameni? Cu cât și-a programat el și-a anunțat și-a adunat să se ducă la luptă? Știți cu cât? Cu 32.000. Cu 32.000. Deci ei erau cât o frunză și iarbă, el s-a dus cu 32.000, deja din start. 32.000 nu sunt așa de mult. Ca să vă faceți o imagine, o să-i bagi undeva pe toți în stadionul lui Saputo. Cam atât are capacitate. 32.000. Și Dumnezeu spune, nu, Gedeon, ești prea mulți. Acum, după mintea noastră, după logica lui Gedeon, Doamne, păi, și așa suntem numai 5% din ei și tot prea mulți suntem? Păi cum vine treaba asta, logica asta? Și Gedeon ascultă și zice, ce să fac? Și o spune ca cei care sunt fricoși să se ducă unde? Să se ducă acasă. Păi sunt ostași care sunt fricoși? Întrebați pe cei care au făcut armata.
și veți vedea că sunt mulți. Și într-o paranteză vin, mi-aduc aminte când am fost în armată, s-a făcut în infirmerie un șir așa care trebuia să ne injecteze vreo 5 vaccini, așa unul după altul. Și cum stăteam la rând acolo la infirmerie, nu mă auzeam în spatele nostru, era un șir indian, bum, bum, bum. Că câte unul cădea jos. Te uitai în urmă și vedeai cum ieșeau din rând, câte unul pe jos, da? Acolo pe planșeu. Mă, dar ce spuiești? Să temea cum s-a apropiat de masa unde trebuia să dea injecție, tot mai mult cădeau. Erau fricoși. Și începând din punctul acela, încerca să-i trieze. Și spunea, ăla-i slab acolo, ăla-i slab de inimă acolo, ăla-i slab de inimă acolo. Și până la urmă, pe unii trimitea la gospodăria agricolă, la unități. Pentru că erau fricoși. Nu putea să-i dea arma mână, că nu știu ce făcea cu ei. Ei, și în Israel se pare că nu era nou, doar în armata noastră rămânea. Se pare că în Israel era la fel. S-au dus 12.000, s-au dus acasă. Au mai rămas Gedeon cu gât. 22.000 s-au dus acasă. Măi, cea mai mare, a treime s-au dus acasă. Două treime. Au rămas cu cât? Cu 10.000. Și ce spune Dumnezeu lui Gedeon? Gedeon, ești ceas prea mulți. Măi, dar după ce m-ai rărit de ceilalți, acum i-a spus că-s fricoși. Ești o rămas că star de inimă, nu? Păi ăștia-i țin. Dumnezeu a spus nu. Ca nu cumva, dacă se suie la luptă, să zică în inima lor și să creadă că, de fapt, ei au avut izbând. Și oarecum Dumnezeu îi spune lui Gedeon, am să fac o minune și ai să vezi, că izbând o dau eu. Și Dumnezeu mi-a trece prin alt text și test, știți câți au mai rămas? Spuneți dumneavoastră. 300 de oameni. 300 de oameni suntem toți aici, plus copii. Imaginați-vă toți adulți. Și până la urmă, Gedeon i-a împărțit în 3 cer. Câte 100 în fiecare. Partea fraților, partea surorilor și copii. Și l-a trimis la luptă. Împotriva unei armate care acoperea valea. Întrebarea mea este, cine s-a luptat pentru ei? Nu cumva Dumnezeu a făcut o minune? Iată că Dumnezeu este Dumnezeul minunilor. Dar știți ceea ce vrem noi și aș vrea să separ aceste două lucruri, ceea ce vedem noi. Noi minunea lui Dumnezeu o vedem numai aceea care se întâmplă, care o vedem cu ochii de carne și putem noi să o pipăim și spunem, asta e minune. Au avut fratele cu tare sau sora cu tare sau cineva a avut o anumită bolă, o anumită suferință. Dumnezeu s-a atins de el și Dumnezeu l-a vindecat. Și asta este o minune. Ia-ți afară din orice standarde și orice statistic. Este o minune. Dar cea mai mare minune, aș vrea să vă spun, știți care este cea mai mare minune? Nu cea care se vede cu ochii. Cea mai mare minune este cea care s-a întâmplat pe dealul Golgotei, când erau doi tâlhari, unul stânga și unul dreapta, și unul dintre ei s-a întâmplat o minune în inima lui, care cei care erau acolo de față nu au văzut minunea aceasta. Și ce s-a întâmplat? Cuvântul lui Dumnezeu i-a mântuit sufletul. Este cea mai mare minune. Și în această dimineață aș vrea să vorbim despre acest apostol Pavel, care a avut făgăduința din partea lui Dumnezeu și apostolii au avut făgăduința, dacă citim în Evanghelia după Marcu, veți vedea că are această promisiune, că li se va da putere, ca pur și simplu unde își pune ei mâinile și se vor ruga, bolnavii să primească vindecare. Dar permiteți-mi să vă spun și să confirm aceasta și îmi iau toată responsabilitatea cuvintelor care le spun. Înainte ca Dumnezeu să se apropie de trupul cuiva, să știți că se apropie de sufletul lui. Știți de ce? Pentru că pentru o minune trebuie ca să crezi în puterea lui Dumnezeu de mântuire și de vindecare a trupului tău. Femeia aceea care avea o problemă de 12 ani s-a atins de pola hainei Domnului Iisus Hristos. Cum? Știți cum s-a atins? Femeia aceasta a crezut ceea ce face. A crezut și și-a spus, dacă mă voi atinge numai, nu trebuie să spună niciun cuvânt, nu trebuie să-i cer. Am credință că dacă mă ating de pola hainei lui, problema mea se rezolvă. Înainte să se rezolve problema ei fizică. Și ce s-a rezolvat? Problema ei spirituală. A primit credință. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în cartea Romanilor și spune
Știți cum vine această credință? Dragii mei, de ce accentuez și pun accentul pe aceste lucruri? Pentru că în vremurile noastre avem Cuvântul lui Dumnezeu la îndemână. Noi nici nu știu câte Biblii avem acasă. Duminica am mai primit încă unul. Dumneavoastră aveți numai o Biblie în toată casa? Dar de citit le citim? De citit le citim, știți că în aceste Scripturi se află puterea lui Dumnezeu? Știți că Domnul Iisus Hristos la cuvântul Lui s-a oprit valurile mării? Știți că la cuvântul Lui s-au vindecat leproși? Știți că la cuvântul Lui, al lui Dumnezeu, care este aici în Scriptură, știți că Lazar a ieșit afară din mormânt? Pentru că în cuvântul lui Dumnezeu este o putere. Este o putere. Și trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Ar fi de ajuns ca să citesc, a citit fratele Sorin textul acesta din Cartea Faptelor Apostolilor și aș vrea să vă spun, ar fi fost de ajuns. Ar fi fost de ajuns să ne oprim aici. Să vedem ce a lucrat cuvântul lui Dumnezeu în viața acestui om. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și amintea mai înainte în Evanghelia după Marcu. Chiar la sfârșitul Evangheliei aici spune Domnul Iisus Hristos vorbește. Și-aș vrea să citim împreună, să vedeți, pentru că eu cred. Cred aceste lucruri din toată inima. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și asta. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, aș vrea să citesc începând, pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus, cu versetul 15. Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Vor lua în mână șerpi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va bătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însă înătoșa. Lăudați să fie numele Domnului. Dragii mei, este cuvântul lui Dumnezeu, a fost valabil acum 2000 de ani și este și astăzi valabil. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu aici în textul care s-a citit că Pavel Apostolul s-a dus în Listra. Știți unde era Listra asta? Cam la 150-200 de kilometri de unde s-a născut Pavel. În Turcia de astăzi, acolo în sudul Turciei, undeva. Pavel s-a născut la Tars și asta era Listra, care era la 150-200 de kilometri de unde s-a născut. S-a dus acolo Apostolul Pavel și a propovăduit Evanghelia lui Hristos. La niște oameni aici, în textul acesta, să înțeleg, bineînțeles că el s-a dus și în sinagogi, dar în sinagogi au fost dați afară, au fost atâțați și scoși afară și bătuți cu pietre. Dar ne spune cuvântul lui Dumnezeu că aici știm la cine a propovăduit Pavel Apostol Evanghelia? Știți cine s-a întors aici la Hristos? Aici nu le-au predicat pocăiților, cum vorbim noi astăzi. Le-au predicat unor oameni care se închinau zeităților. Și eu când spun, binecuvântat să fie Domnul care a făcut cerurile și pământul, știți de ce spun lucrul acesta? Pentru că pentru mine personal, singurul Dumnezeu care există este Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacob. Ceilalți nu sunt Dumnezeu, sunt închipuiri, sunt alucinații de ale oamenilor. Nu sunt Dumnezei. Nu sunt nimic. Nu sunt nimic. Sunt doar în mintea oamenilor pentru o anumită perioadă și pentru anumite generații. Și în vremurile noastre, în zona acolo de unde au vorbit Apostolul Pavel în Listra, acești zei ai lor nici nu mai există. Și nu mai vorbește nimeni despre ei decât de istorie. Pe când despre noi, despre Dumnezeul nostru, se vorbește despre același Dumnezeu și astăzi, binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Dar, la cuvântul și la propovăduirea Apostolului Pavel, era acolo un om olog. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în Listra era un om neputincios, handicapat. Acum cuvântul ăsta să-mi fie cu iertare. Nu prea mai ai voie să-l spui. Că spune că astăzi trebuie să spui persoana de mobilitate reduit. E prea crun, măcar că e un adevăr. E un nătăjit, un om nătăjit, care are nevoie de ajutor.
și spune, era un om neputincios de picioare, o loc din naștere, care nu umblase niciodată. Vedeți, dumneavoastră, precizează cuvântul lui Dumnezeu. Un om olog, bolnav de picioare, handicapat din naștere, care nu umblase niciodată. N-aș vrea să trec cu ușurință peste aceste detalii foarte importante. Foarte importante. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Dacă până la 20, până la 30 de ani, n-ai umblat niciodată, poți să te duci la toți medicii care există și la toată tehnologia și din vremurile noastre. Că n-ai să umbli niciodată. N-ai să umbli niciodată. Dacă printr-un accident ai avut oarecum un handicapat și în România nu a putut să-ți facă operație. Sau știu eu, oamenii, poate acolo medicina e puțin mai altcumva. Și vii în Statele Unite sau în Germania sau în alte, vei vedea că de multe ori altul stat sau altă țară are medicina mai avansată. Și poate să te ajute. Să te ajute. Dar un om care este din naștere și nu umbla niciodată, nu o să umble niciodată din punctul vederii a medicinei și a tehnologiei și din vremurile noastre. Și totuși spune aici cuvântul lui Dumnezeu, iese de-a jos și asculta pe Pavel. Iată un om care, de fapt, el era un om care se închina la idol. Și idolii lui îi găsim aici mai jos, despre cine este vorba. Și omul ăsta l-a ascultat. Dar ce asculta omul acesta? Asculta poveștile lui Pavel? Ce-o citit în ușul de cărți și memoria cuiva? Nu. Asculta Evanghelia lui Hristos. Pavel Apostolul spune mai jos, mai oameni buni, noi v-am adus vestea bună, vestea bună, știți care este? Mântuirea noastră prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Lăsați să fie asta este vestea bună. Asta le propovăduia Apostolul Pavel celor din Listra și era un om acolo. De ce spun era un om? Pentru că erau mai mulți, dar nu toți au înțeles același lucru. Nu toți au înțeles același lucru. Și omul acesta, năcăjit, amărât și dat de parte de societate. Așa cum se întâmplă și astăzi. Cu cei năcăjiți și amărâți. Neajutorați. Spune cuvântul lui Dumnezeu, el ședea jos și asculta pe Pavel. Când vorbea. Dragii mei, este important să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu? Este important sau nu? Pentru că dacă nu este important, atunci ne pierdem vreme. Ne pierdem vreme. Dacă nu credem cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu credem spusele Domnului Iisus Hristos, degeaba atunci a murit pentru noi. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că l-a ascultat, dar s-a văzut ceva. În ascultarea lui s-a observat ceva. De multe ori stăm și ne uităm și noi. Ne uităm la predicatul, ne uităm la ceea ce vorbește. Dar mintea de multe ori ne înaltă parte. Știți unde era mintea omului ăstuia? Știți unde era? Atunci când Apostolul Pavel vorbea de jertfa Domnului Iisus Hristos și le spunea, mă gândesc că le spunea că a purtat poverile noastre, bolile noastre, păcatele noastre, omul acesta, primul lucru care s-a întâmplat cu el, știți ce s-a întâmplat? S-a atins Dumnezeu de inima lui și o vindeca suflet. Și a crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Și știți de ce a crezut? De ce spun lucrul acesta? Pentru că Pavel Apostolul spune aici mai departe, fiindcă a văzut care credință să fie tămăduit. Știți cum să primească credința, dragii mei? Ne rugăm de multe ori și spunem, Doamne, mărește-ne credința. Și nu este greșit. Nu este greșit. Și ucenicii o spun, mărește-ne credința. Dacă suntem așa de neputincioși, Doamne, ajută-ne puțin necredinței mele. Ajută-mă. Și atunci când Petru încerca să meargă pe val și a mers pe ape, când s-a uitat la fundul lacului sau unde era pe Marea Tiberiade, s-a uitat și s-a gândit că e 300 de metri de desubt apă și nu are niciun sprijin, credința lui s-a scufundat. Și i-a spus, s-a strigat, Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Cartea Romanilor, capitolul 10, cu versetul 17. Să vedem cum să primește credința. Că de multe ori vrem ca credința să ni se dea așa, în dar. Frate cu tare sau frate cu tare, au venit Crăciunul și de Crăciun ție nu-l dăm cadou ca la copii, dar îți dăm un plic și în el este credință. De multe ori așa așteptăm.
Aș vrea să vă spun, ca să primești credință în inimă, în primul rând este o luptă cu tine însăți, cu eu-ul tău, cu gândurile tale, cu concepțiile tale, ca să-L accesi pe Domnul Iisus Hristos, că El este Domn și Stăpân în inima ta, ca să-I dai Lui loc, ca să ia tronul de cinste în inima ta. Cuvântul lui Dumnezeu spune, astfel credința vine în urma auzirii. Auzirii ce? A basmelor? A poveștilor? A news-ului? Nu. În urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Deci dacă ascult cuvântul lui Dumnezeu, nu numai dacă treci așa cum spune pe lângă noi, dacă ascult cuvântul lui Dumnezeu, capeți credință. A știu lucrul acesta? De câte ori oare n-am ignorat și n-am sfidat, poate pe cei care vorbi din cuvântul lui Dumnezeu? Și măcar că era, poate, prilejul potrivit ca să ni se mărească credința, să primim credință. Dragii mei, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne facă niște ascultători din ea care să împlinim după aia cuvântul lui Dumnezeu. Nu care să-L auzim și să ne ducem de la adunare după cum vrem noi. Și de ce? Pentru că omul acesta, care a venit în prezența slujitorului lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, omul acesta la contact cu cuvântul lui Dumnezeu, s-a schimbat în viața lui radical, s-a schimbat tot. În primul rând, dacă până atunci el credea în zeitățile care sunt enumerate cel puțin două mai jos, el și le-a schimbat imediat. Cât timp îl ia pe Dumnezeu să-ți schimbe ție sau mie mintea? Cât timp? Îl ia o săptămână, două, trei? Îl ia o perioadă de timp, un interval de timp? Nu! Pe tâlharul de pe cruce, până în ziua în care a fost pierunit pe cruce, știți ce a fost el? A fost un tâlhar. Și la cuvântul lui Domnului Iisus Hristos, el a crezut în jertfa Domnului Iisus Hristos. Cât timp i-a luat Domnul Iisus Hristos să-i spună, astăzi vei fi cu mine în rai? I-a luat ceasuri? I-a luat zile? Știți cât timp i-a luat? Atâta timp cât tâlharul și-a deschis inima. În momentul în care tâlharul și-a deschis inima, a primit credința în inimă, l-a acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos. Să știți că tâlharul, vreau să vă spun să precizez, tâlharul pe cruce, cel care a fost mântuit, a acceptat că cel de lângă el este Hristosul Fiului Dumnezeu și că el, acel Iisus Hristos, îi poartă păcatele lui și este răstignit lângă el din pricina fără de legile lor și a tâlhăriilor lui. El a crezut din toată inima și de aceea Domnul Iisus Hristos i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai, în împărăția lui Dumnezeu. Cât îl ia pe Dumnezeu atunci și pe Domnul Iisus Hristos ca să lucreze la inima dumitare? Știți cât ia? O fracțiune de secundă. Cât vreți dumneavoastră, dar timpul cât mai mic, atât îl ia. Și omul acesta spune că Apostolul Pavel a văzut că are credință să fie tămăduit. Oare cum s-a manifestat omul ăsta? Ar vrea să vă spun ceva. Atunci când propovăduiești cuvântul lui Dumnezeu, îți dai seama cine te ascultă și cine nu te ascultă. Când vorbești cu cineva, noi toți am vrea să vorbim, nu? Toți am vrea să vorbim. Și nu prea am vrea să ascultăm pe nimeni. Nu? Dar pe noi am vrea să ne asculte toți. Am vrea că atunci noi când vorbim să ne asculte toți. Dar dacă cineva vorbește, eu nu iau timp. Și îți dai seama oarecum pe expresia feței unui om. Dacă duci un om neputincios, dacă îl vezi năcăjit, dacă îl vezi în nevoie, în necaz, nu vi s-a întâmplat niciodată că te-ai trecut pe lângă cineva care era năcăjit și s-a uitat la tine, dar s-a uitat la tine mai mult decât s-a uitat la celălalt care o trecut pe lângă el. O trecut zeci de oameni, sute de oameni pe lângă el. De-o pus ochii pe tine mai mult decât la toți ceilalți. Știți de ce? Pentru că au văzut în tine ceva, că tot să te oprești în dreptul lui și o să-l ajuți cu ceva. Și îți dai seama pe expresia feței, care o liberează și o degajă. Și Apostolul Pavel a văzut. Nu știu cum s-a exprimat omul acesta. Dar Apostolul Pavel ne spune aici, a văzut care credință să fie tămăduit, a zis cu glas tare, scoală-te drept în picioare și el s-a sculat dintr-o săritură și a început să umble, lăuda să fie numele Domnului. Amin. Dragii mei, deci minunea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ascultă prin minuni. Dumnezeu lucrează și astăzi prin minuni în adunare.
Măcar că în vremurile noastre am auzit niște vorbe care spune: în ziua de astăzi am vrea să vedem minuni. Și este o cântare care noi o cântăm și spune: astăzi nu mai sunt minuni, lumea va striga. Dar ce este trist? Că de multe ori auzim și în bisericile noastre că nu mai sunt minuni. Ar vrea să vă spun ceva. Dumnezeu face minuni și astăzi. Pentru că este același. Și dacă crezi că nu face minuni, și dacă ți-a venit diavolul și ți-a adus în minte că Dumnezeul nostru nu este Dumnezeu a minunilor, adu-ți aminte puțin din urmă. Adu-ți aminte. Și vei vedea, atunci când ai fost la necaz, Domnul a fost de partea ta. Și te-aș întreba, nu a fost bun Domnul cu tine anul ăsta? Nu ți-a dat pâine la vreme? Nu ți-a dat un geapă pe care tu niciodată nu te-ai gândit și a făcut o minune cu tine? Atunci când ai fost păpatul de suferință, când copilul ți-a fost bolnav, măcar că nu ești nici prezbiter, nici păstor, nici diacon și ți-ai luat copilul, ți-ai pus mâinile pe el și te-ai rugat. Nu te-a ascultat Dumnezeu? Atunci când ai fost într-o situație în care tot s-a spus, lasă și abandonează. Nu te-a ascultat Dumnezeu și ți-a dat izbândă? Când toți cei din jurul tău au abandonat și au lăsat totul jos. Nu te-a dus el într-o țară binecuvântată și ești plătit drept și cinstit pentru munca care o faci, când altul poate în altă parte muncește mai bine și mai mult decât tine și mine. Și poate nu-i ajunge de pe azi pe mâine și seara să culcătesc cu pântecele goale. Oare nu te-a ajutat Dumnezeu? Nu a fost o minune? Minunea că Dumnezeu te-a scos dintre frații tăi, din neamurile tale, dintre părinții tăi care se închinau diavolului. Și te-a dus în casa lui Dumnezeu și ți-a dat un nume. Ți-a mântuit sufletul. Ți-a dat Duhul Sfânt, ți-a dat o familie, ți-a dat copii sănătoși. Când alții se chinuie cu copiii lor pe la doctori și la școală nimeni nu râs de copiii tăi că sunt ultimii în clasă și niciodată nu ți-ai trimis copilul la școală flământ. Nu e o minune? Am enumerat câteva, dar vă las pe dumneavoastră să continua lista cât vreți dumneavoastră și aș vrea să vă spun. Puteți să o continuați până mâine dimineață și nu o să se termine. Și atunci nu a fost bun Domnul cu noi și nu a făcut minuni în viața noastră? Nu a făcut Domnul Dumnezeu minuni în biserică? Dragii mei, trebuie doar să ne deschidem ochii. Trebuie să ne deschidem ochii. Aș vrea să mă duc mai departe și să vorbesc de cei care nu și-au deschis inima și loc. Omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a sculat în picioare dintr-o săritură. A avut parte de vindecarea lui Dumnezeu. L-a vindecat Dumnezeu, în primul rând, spuneam, i-a vindecat sufletul. Pentru că ca să ajung la minunile lui Dumnezeu, ca să ajung la vindecarea trupului, aș vrea să vă spun ceva. Mai întâi de toate, Dumnezeu să atinge de sufletul tău. Ca să crezi că El este și că El răsplătește fiecăruia. Și fără de credință este cu neputință să fii plăcuți lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Evreilor, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Când toți din jurul tău spune, auzi, tu ești handicapat, tu n-ai nicio șansă, vezi-ți de treabă. Mă gândesc că au fi fost oameni care au fi spus o lodului, auzi, tu vezi de treabă. Că a văzut minunea lui Dumnezeu, pentru că a avut credință. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește mai tot la vederea celor făcute de pară. Rodele și-au ridicat glasul și au zis în limba liconiană: zeii s-au coborât la noi în chip omenesc. Pe lângă aceasta, înainte de încheiere, aș vrea, dragii mei, să trag un semnal de alarmă bisericii și tuturor celor care suntem aici.
atunci când Petru și Ioan s-au urcat la templu și a făcut acea minune, șolocul care era acolo a fost vindecat, se uitau oamenii la ei și spunea Petru, de ce vă uitați la noi? Ca și cum noi am fi făcut minunea aceasta și l-am făcut sănătos. Și spunea Petru, Hristos, cel pe care voi l-ați răstignit, în numele Lui s-a făcut această lucrare. Oarecum Petru nu și-a atribuit lui niciun merit. S-a smerit și a rămas la nivel de rob. A rămas la nivel de rob. Și n-aș vrea să mi-o luați de rău. N-aș vrea să mi-o luați de rău. Dar așa rău îmi pare, așa rău îmi pare în vremurile noastre în care trăim. Și repede, n-aș vrea să-mi ia nimeni de rău, dar vrea să rămân la ceea ce spune Scripturile. De multe ori, pe cei care au făcut și s-au dus din coace și dincolo, să anunță ca doctor, ca docent, ca așa și așa. Și o grămadă de cuvinte și de ridicări în dreptul lor. Și niciunul nu se spune roba lui Hristos. Dragii mei, cum ați vrea să fie slujitorii din adunarea noastră? Robi lui Hristos? Apostolul Pavel așa se prezintă și spune roba lui Hristos. Avea o grămadă de școli și Apostolul Pavel. Echivalente nu știu cât de am dat aici, în vremurile noastre. De el se prezintă ca roba lui Hristos. Și Apostolul, vedem aici, nu și-a atribuit lor această minune, această lucrare, care de fapt a făcut-o Duhul Sfânt. Într-o zonă unde oamenii se închinau la zeități și la închipuiri. Și au venit oamenii și au încercat să le aducă glorii lor. Au venit oamenii și au încercat să le aducă jertfelor. Omul numea zeul putare, omul nu știu cum, pentru că spune ei s-au coborât zeii la noi. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că la vederea acestor lucruri, iată care este atitudinea unui om al lui Dumnezeu. Și-a sfârșit hainele de pe ei. Ca protest. Oameni buni, nu nouă. Noi suntem oameni de fire ca și voi. Ca și voi. Și le-a propovăduit Evanghelia lui Hristos. Dragii mei, dacă într-o zi vedeți pe un om care își aclamă lui, care își atribuie lui, spune cuvântul lui Dumnezeu despre Domnul Iisus Hristos, că n-a considerat, n-a luat pe un lucru de apucat să facă deopotrivă cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu și-a luat permisiunea să zică eu sunt Dumnezeu și fac ce vreau aici în Israel. Nu s-a luat permisiunea aceasta. Și spune că s-a smerit. S-a smerit. Până la cruce și moarte de cruce. Este o învățătură de minte pentru noi. Dacă într-o zi veți întâlni oameni, slujitori care își vor atribui lor multe titluri și multe prestigii, ar vrea să vă spun, s-ar putea să aibă o problemă mare. Să le aibă titlurile acelea, dar s-ar putea să nu fie roba lui Hristos. Să fie roba altor lucruri. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă din biserica noastră să fim toți robe a lui Hristos. Toată adunarea să fie robe a lui Hristos. Slujitorii din adunare care slujesc să fie robe a lui Hristos. Că dacă facem și alte școli, ălea ne ajută. Dar ălea să le lăsăm la nivelul mai jos. Și tot ceea ce să arătăm că suntem robe a lui Hristos. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia, cum am spus, au încercat să aducă jertfe, au încercat să le dea lor oarecum laude, pentru că era o zonă păgână. Era o zonă în care oamenii se închinau la astrele cerului. Spune aici preotului Jupiter, a cărui templu era la intrarea cetății, a adus tauri și cununi înaintea porților și voia să le aducă jertfă împreună cu noroadele. Apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi. Noi vă aducem o veste bună, vestea Evangheliei, vestea Mântuirii. Vă aducem o veste bună,
Să vă întoarceți de la lucrurile acestea care vreți să le faceți. Să vă întoarceți de la Dumnezeii voștri, de la închipuirile voastre. Și să vă întoarceți ca un ogul, să vă întoarceți la Dumnezeu. Să primiți mântuirea și spune El mai jos. Căci Dumnezeu și între voi și-a lăsat mărturie. V-a trimis ploi la vreme și v-a binecuvântat. Spune mai jos cuvântul lui Dumnezeu, măcar că drept vorbind. Nu s-a lăsat fără mărturie. Întrucât v-a făcut bine, v-a trimis ploi din cer și timpurii roditoare. V-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Iată ce le propovăduia Apostolul Pavel. Dragii mei, pentru mine această dimineață este un lucru foarte minunat și mă bucur ca să-L prezint pe Domnul Iisus Hristos, nu pe noi. Și aș vrea să vă spun, să nu uităm lucrul acesta. Înainte ca Dumnezeu, ca Domnul Iisus Hristos, să se atingă de problema dumitare trupească, să știți că El vrea să se atingă de problema dumitare sufletească. Să-ți o rezolve pe aia. Ca să ai credință că El poate să-ți rezolve și problema trupească. Și apoi, dragii mei, să nu vă închinați niciodată la oameni. Oricine ar fi ei, oricine s-ar pretinde că sunt ei. Spuneam și vreau să accentuez în vremurile noastre, sunt atâția oameni și este trist că de multe ori printre slujitori își dau faimă lor. Aș vrea să vă spun, nu vă închinați oamenilor, închinați-vă lui Dumnezeu. Închinați-vă lui Dumnezeu care are putere să mântuiască, care are putere să vindece și care cuvântul lui este viu și astăzi și în vecii vecilor. Spune prorocul Isaia, dar în cartea lui Isaia, cred că capitolul 55. Căci după cum ploaia și zăpada coboară din ceruri și nu se întorc înapoi, ci udă pământul și îl fac să rodească și să odrăvească, pentru că să dea sămânță semănătorului și pâine celui ce mănâncă. Tot așa și cuvântul meu, care iese din gura mea, nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Același cuvânt care Duhul Sfânt îl vorbește și îl spune prorocul Isaia cu 2700 de ani în urmă. Același cuvânt când Domnul Iisus Hristos i-a spus mării, taci și fără gură. Același cuvânt care l-a spus Apostolul Pavel onogului, ridică-te și umblă, același cuvânt, cu aceeași putere, ne vorbește și nouă astăzi, dragii mei. Eu zic ca Dumnezeu să facă să lucreze cuvântul lui în inimile noastre. Să fie viu și lucrător. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Amin. Rugați să fie Domnul. Amin. Înainte să închei și înainte să ne rugăm, vreau să mulțumesc sorei Ioane Primoce și sorei Dana și cel tuturor sorilor care au ajutat duminica trecută să servească, care au spus și că aducând plăjituri și alte lucruri, fratele Valer Bențe și cel care au să fie binecuvinteze pe toți care au spus și. Așa cum să ne putem toți în picioare și cu o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna Domnului ne vom ruga și ne rugăm Domnului ca să te binecuvinteze, ca să ne întâlnim din nou în casa Domnului. Să ne rugăm cu toții.